Aproximativ 150 de persoane, instituții și organizații au fost premiate aseară la Gala Voluntarilor pentru Viață 2018, care a avut loc în sala Rotterdam a hotelului DoubleTree din capitală. Premiile și diplomele au fost acordate pentru sprijinul, promovarea și implicarea în activitățile Marșului și Lunii pentru Viață din acest an. Aproximativ 150 de persoane, instituții și organizații au fost premiate aseară la Gala Voluntarilor pentru Viață 2018, care a avut loc în sala Rotterdam a hotelului DoubleTree din capitală. Premiile și diplomele au fost acordate pentru sprijinul, promovarea și implicarea în activitățile Marșului și Lunii pentru Viață din acest an. Misiunea dumneavoastră pe care v-ați asumat-o liber este întru totul compatibilă și merge pe același drum cu misiunea noastră a presei bisericești. Și întotdeauna când în societate găsim parteneri care să poată transmite un mesaj puternic pe linia valorilor creștine, atunci întindem întotdeauna brațele noastre și participăm cu toată dragostea la proiectele respectivelor instituții. Asociația este deja un partener de durată pentru componentele Centrului de Presă Bazilica și pentru radio și pentru televiziunea Trinitas și pentru ziarul Lumina și pentru agenția de știri Bazilica. Și de fiecare dată când dumneavoastră aveți o activitate, noi suntem acolo să contați întotdeauna pe noi. Sunt foarte onorat să mă aflu în această seară alături de Studenții pentru Viață. Sunt oamenii prin excelență valoroși, cei care se implică în slujirea vieții cu majusculă, în slujirea vieții creștine și în promovarea valorilor vieții și ale ceea ce noi numim cultură a vieții. Cultura vieții astăzi este una, din păcate, asaltată ideologic, iar lupta pentru cultura vieții face parte deja din agenda creștină, aș spune, a omului de astăzi. Așadar, gala organizată în această seară este un moment de mare bucurie de a fi împreună alături de cei care chiar se implică, care își jertfesc foarte mult timp din viața lor pentru a-i ajuta pe oamenii care se confruntă cu situații limită, mai precis pe mamele care pot fi de multe ori derutate de ceea ce numim cultura morții. E vorba despre acest mesaj permanent al Studenților pentru Viață, adresat mamelor, încurajator mesaj, adresat celor care ezită uneori dacă sau nu să aducă la viață copilul pe care îl poartă în pântece. Marșul pentru Viață s-a dezvoltat foarte mult. Dacă în 2014 au participat 40 de localități, anul acesta marșul a avut loc în peste 300 de localități din România și Republica Moldova. Ce înseamnă gala din această seară pentru Asociația Studenți pentru Viață? Un moment de bucurie și un moment de recunoștință pentru toți oamenii, toate instituțiile și organizațiile care an de an se implică activ în dezvoltarea și promovarea Marșului pentru Viață. Marșul pentru Viață s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, de la 30-40 de orașe cât erau în anul 2014 la peste 300 de orașe din România și Republica Moldova cât au fost anul acesta și nu s-ar fi ajuns la o participare atât de numeroasă dacă oamenii nu s-ar fi implicat, dacă instituțiile și foarte mulți români n-ar fi pus umărul la această activitate. Recunoaștem eforturile și munca celor care s-au implicat, ne manifestăm recunoștința noastră pentru susținerea lor, dar pe de altă parte ne dorim să încurajăm cât mai mulți oameni să-și asume convingerile pro-viață, să înceapă să se implice în activități pentru viață. Iată, anul acesta se deschid în România de către diferite organizații non-guvernamentale aproximativ 6 centre de consiliere noi, ceea ce e un demers extraordinar. Și sunt multe activități, chiar și în mediul online am văzut o prezență mult mai mare, spre deosebire de anii trecuți în care oamenilor le era totuși teamă să-și asume, să se asocieze cu mișcarea pro-viață, acum există o solidaritate și o implicare mult mai mare. Printre susținătorii acțiunilor organizate de Asociația Studenți pentru Viață se află și oameni de cultură și politicieni. A fi pro-viață înseamnă să sprijini, să-ți dorești să sprijini viața în toate formele ei. De la început până la sfârșit, să respecti viața, să o prețuiești și să spui orice copil contează, orice embrion contează, pentru că acolo este și suflet. Este viață cu suflet și orice om, chiar dacă ajunge la 80-90 de ani, trebuie prețuit și văzut cu respect și cu multă iubire.
Noi spunem că suntem pro-viață pentru că dorim să ajutăm. Dorim să ajutăm femeile aflate în criză de sarcină. Femeile care nu au încotro sau care cred că nu au încotro și li se spune că singura opțiune este avortul. Este o acțiune traumatizantă, regretabilă și care rămâne în sufletul lor pentru totdeauna. Iar cei care sunt pro-viață spun nu, se poate mai mult de atât, se poate mai bine decât atât. Să fim în 2018 și să spunem că singura noastră variantă ca societate este să omorâm un copil și să traumatizăm o femeie, este deplorabil. Iar noi spunem nu, noi suntem generația pro-viață care spune se poate dacă îți pasă. Se poate dacă întinzi o mână de ajutor, dacă te solidarizezi și dacă vrei să fii alături de noi. Viața este un drept fundamental. Dreptul la viață, dreptul la libertate și dreptul la fericire sunt drepturile esențiale ale omului. Dar totul pornește de la viață. Dacă n-ar fi fost oare viața pe care Dumnezeu o dă omului, oare ce ar fi fost apărarea vieții sub toate formele ei, chiar și înainte de naștere, trebuie să fie o prioritate pentru noi toți, cei care respectăm acest drept fundamental al omului. Că dacă vorbim de drepturile omului, primul drept esențial din care derivă toate celelalte este dreptul la viață. Iar acest drept la viață îl au inclusiv persoanele nenăscute. Așadar, avortul este ceva care pentru mine reprezintă o abatere extrem de gravă de la linia normală a valorilor vieții. Cred că e același drept la viață pe care îl avem noi cei care vorbim aici, îl au și persoanele care încă nu au avut șansa să se nască. Și nu suntem noi în măsură, doar Dumnezeu este în măsură să spună cine se naște și cine nu se naște. Organizatorii Galei Voluntarilor pentru Viață 2018 au pregătit pentru cei prezenți momente artistice, cum a fost cel susținut de cântăreața Maria Coman, dar au invitat și personalități publice care au susținut discursuri inspiraționale.